Anul acesta, dâmbovițenii din câteva localități vor fi chemați la urne nu numai pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, ci și pentru desemnarea reprezentanților în consiliile locale sau chiar pentru alegerea unor noi primari. Vor intra în calcule pentru alegeri localitățile unde fie s-a ajuns deja la un blocaj în consiliile locale, dar și cele unde este posibil ca actualii primari să primească decizie definitivă și irevocabilă de incompatibilitate. O să avem o situație politică destul de agitată. Știți foarte bine că o să avem alegeri locale pentru Consiliul Local Hulubești. Din păcate, nici astăzi nu-i fixată data, pentru că se colectează, cum v-am spus, situații din mai multe județe din țară și se va stabili o singură zi. Sunt semnale că vom avea alegeri pentru Consiliul Local Crângurile, unde, din motive pe care o să le analizez în zilele următoare, se pare că s-a produs o ruptură în Consiliul Local și nu prea se mai înțeleg, după cum putem anticipa ca în raport de soluții date de instanțe de judecată ori de Agenția Națională de Integritate să avem alegeri parțiale pentru ocuparea funcțiilor de primar în 5-6 localități din județ, începând cu municipiul Târgoviște, continuând, dacă vreți, cu Vulcana Pandele, Crângurile, Produlești, sau Bilciurești, dacă luăm în discuție cazurile pe care le cunoaștem astăzi. Evident că atâta timp cât nu există hotărâri definitive sau definitive și irevocabile, dacă ne referim la situațiile de incompatibilități, nu putem decât ca orice decident politic să avem în vedere posibilitatea de a avea competiții electorale în aceste localități. Socialdemocrații dâmbovițeni și-au propus să obțină scoruri foarte bune și la alegerile parțiale anticipate. Ne propunem ca să mergem la câștig în toate aceste competiții și preocuparea noastră pentru perioada următoare va fi aceea de a identifica candidații cei mai buni pentru consiliile locale, respectiv pentru funcțiile de primar.